Iulian Rusu, director executiv adjunct IPRE în studioul Europei Libere de la Chișinău, v-am invitat să discutăm despre integritatea politicianului, integritatea judecătorului, integritatea persoanei care vrea să ajungă în funcții importante în stat, în, chiar și în calitate de funcționari. Acest Parlament al Republicii Moldova a fost dizolvat în speranța că următorii deputați vor reuși să aducă o legislatură mult mai purificată. Ce trebuie de înțeles atunci când se vorbește despre nevoia unei persoane integre? Bună ziua, doamna Valentina, vă mulțumesc pentru invitație. Ca de obicei, este o mare plăcere să fiu la dumneavoastră în studio. Termenul de integritate este tratat diferit în dependență de jurisdicție. Dar în termeni foarte simple, asta ar însemna că persoana care răvnește la o funcție publică nu ar trebui, în primul rând, să dispună de o avere care este mai mare decât averea legală pe care, de care dispune, pe care a declarat-o anterior, fie prin declarațiile de avere și interese sau declarațiile pe venit. Într-al doilea rând, persoana integră este acea persoană care nu a admis conflicte de interese. Deci, fiind anterior, dacă a deținut o careva funcție publică, să nu fie admis luarea unei decizii în favoarea unei persoane cu care are careva interese de familie, personale, de prietenie sau de altă natură. Într-al treilea rând, persoana integră este persoana care ține de promisiuni. Foarte important în context electoral. Atunci când se prezintă o platformă electorală, aceasta, evident, ulterior trebuie asigurată consecutivitatea implementării ei. Ori lipsa structurării unui mesaj clar și, cel mai important, menținerea acestei direcții pe viitor, nu cred că demonstrează cel puțin consecvență din partea unui candidat la astfel de funcții publice. Ce arată începutul acestei campanii electorale? Că pe liste s-au strecurat și persoane care nu tocmai corespund cerințelor de integritate. Sunt și formațiuni care au avut filtre, dar oricum, astăzi se dovedește că în liste apar și oameni care nu sunt tocmai curați, curăței, așa cum și-ar dori alegătorul. Cum ajung acești oameni pe aceste liste electorale? Bun, sunt două aspecte importante. Primul ține domeniul de reglementare pe sectorul electoral. Ce se întâmplă la capitolul verificării a priori a candidaților? Mecanismul nostru care este prevăzut în codul electoral e destul de modest. Deci sunt o serie de verificări efectuate. Vă aduceți aminte și de renumitul certificat de integritate, care, ideea căruia de fapt a fost profanată. Certificatul confirma din partea ANI că nu există niciun fel de încălcări care să fi fost depistate de ANI. În același timp, știm foarte bine că ANI nu reușește să verifice toți actorii în același timp, pentru că asta e un efort foarte mare. Dar ce poate să facă sistemul nostru este să focuseze pe principalii actori și să-i verifice înainte ca ei să acceadă în aceste funcții publice. Respectiv, al doilea element, politic. Da, ANI, Agenția Națională pentru Integritate, s-a dovedit a fi un instrument eficient până astăzi? Deci, ANI este o instituție care are multiple competențe și, pe de altă parte, sunt peste 70.000 de persoane care depun declarații de avere în fiecare an. ANI este o autoritate care nu și-a completat până în prezent statele de personal, respectiv, chiar și cu aceste state de personal completate, sunt alte probleme instituționale legate de accesul rapid și automatizarea anumitor procese pentru a verifica declarații de avere și interese. Mai este și un alt aspect. Nu doar verificarea pe hârtie a declarației urmează a fi efectuată. Ori ANI poate solicita și primi informații suplimentare, inclusiv recepționa informații de la cetățeni, precum că ceea ce declară persoanele publice nu corespunde realității. Deci este un proces mult mai complex decât părea de la bun început, când se elabora legea cu privire la ANI în anul 2015. Mulți politicieni ajung în vizorul Agenției Naționale pentru Integritate, ei încă o dată își reconfirmă declarațiile de avere și după asta, chiar dacă
se zice că nu și-ar putea justifica averile, ei obțin câștig de cauză în instanță. Un moment foarte interesant ați menționat. Or, ANI este, ca și orice alt actor public, autoritatea administrativă. Respectiv, activitatea acestei este supusă controlului judiciar. Și aici este partea cea mai frumoasă. Pentru că ANI, de asemenea, verifică și judecătorii. Iar sistemul justiției este terra incognita, în mare parte, pe partea cetățenilor de integritate. Întrucât noi nu avem mecanisme fiabile care să asigure verificarea acestora înainte ca ei să acceadă în funcție publică sau pe parcursul carierei acestora. Concluziile noastre recente, dintr-o analiză pe care am efectuat-o, spun că, de fapt, integritatea nu este verificată deloc. Adică? Cum nu este verificată? Deci, ANI verifică posterior intrării în funcția judecătorilor declarațiile de avere. Și are termen, în primul rând, ei verifică declarațiile după un sistem de distribuție aleatorie, ceea ce înseamnă că ar putea să nimerească o declarație spre verificare a unui judecător sau să nu nimerească. În schimb, să fie foarte multe declarații pentru verificare pe care le generează sistemul de distribuție aleatorie a consilierilor locali, a primarilor sau altor funcționari publici care încad sub vizorul ANI. Respectiv, noi ce avem este ANI, pe de o parte, care are o sită foarte rară de verificare a declarațiilor, pe de altă parte avem CSM-ul, care are funcții de a verifica așa numita reputație reproșabilă. Iar partea de integritate, în baza regulamentelor aprobate de CSM pentru cele două colegii specializate, prevede cu punctare de două unități din maximum de 85 aspectului de integritate, care din start este o abordare greșită. Integritatea, ea sau este sau nu-i. Și ponderarea este esențială. Deci noi nu trebuie să tratăm integritatea ca un criteriu de performanță. E un criteriu de eligibilitate. Deci dacă tu nu corespunzi cerințelor de integritate, tu nu ai ce căuta la punctaj ulterior. Dar haideți să lămurim o situație. În declarații de avere vedem case de lux evaluate la prețuri modeste. Vedem mașini care se cumpără cu câteva mii de euro, pe când prețul real este de 3, 4, 5, 6, 10 ori mai mare. Atunci e o formalitate doar completarea acestor declarații de avere și prezentarea în instituțiile statului? Aspectul ăsta reiese din însăși legea cu privire la declarare de avere și interes. Și acolo se menționează că se declară averea la prețul contractual. Deci se oferă o mai mare importanță libertății contractuale decât interesului public de a avea un sistem de judecători integre. Ceea ce iarăși este o abordare greșită din start. Pentru că aceste două interese concurente, până la urmă, dacă analizăm situația noastră, n-ar trebui să prevaleze în rezultat interesul privat, ci interesul public. Dacă se dorește accederea în funcție publică, respectiv candidații ar trebui să nu se ascundă după libertatea contractuală și să declare bunuri la prețuri derizorii. Care e calitatea justiției prestate de un judecător care include aproape că falsuri în declarația pe avere? De exemplu, dacă trece terenuri la prețuri mici, case, imobile, mașini și așa mai departe. Nu așa că e fățărnicie, doamna Valentina? Păi asta înțeleg și eu. În momentul în care noi discutăm despre judecători, deci dacă ei singuri la ei în propriile afaceri nu-și fac ordine, cum noi ne putem aștepta, cetățeni simple, că ei vor face justiție pentru cei care vin, pentru justițiabili în fața lor. Sau ce modele pot fi politicienii, deputații care ajung în forul legislativ, dacă ei iarăși indică lucruri care nu corespund cu realitatea? Averile lor nu reprezintă tocmai ceea ce au trecut în declarația de avere. Asta, de fapt, e al doilea aspect la care vreau să mă refer anterior. Deci este aspectul ăsta de presiune publică, care e în context politic dacă vorbim despre alegeri. Deci controlul public care vine prin alte instrumente decât autoritățile administrative care sunt create în acest scop. Și apar tot tipul de informații în sectorul public. Evident, spre deosebire de perioadele între alegeri, acum este un interes sporit și din partea concurenților electorali să ridice aceste informații în sectorul public. Și păzea anumite date ar putea să nu corespundă tocmai realității sau informațiile să fie denaturate.
Și aici este o altă problemă a societății noastre, că noi avem aceste valori doar în preajma alegerilor, cetățenii noștri înțeleg că ele sunt făcute cu un anumit scop și iarăși nu se dă crezare, chiar și dacă anumite informații chiar ar corespunde realității. Deci, o problemă sistemică și la nivel de societate, cum noi tratăm integritatea candidaților noștri, dar și la nivel de instituții, cum acest lucru se face zi de zi. Dar cine și cum îi ajută pe cetățeni să poată să voteze corect ca în Parlament să vină aleși ai poporului care ar putea să reprezinte chiar modele pentru societate? Bun, există inițiative care provin de la societatea civilă, gen deputatul Leneș sau deputatul Mincinos sau alte inițiative. Deputatul care n-a avut nicio inițiativă, nu s-a auzit niciodată la microfon, dar pe de altă parte e considerat un deputat care, cum se zice în Republica Moldova, ține... Este influent. Este influent și apără interesele altcuiva, pe care îl favorizează, interese care îl favorizează chiar pe el. Cu siguranță, aici suntem în prezența la mai multe probleme sistemice. Prima este conflictul de interese, ceea ce menționasem de la bun început, care n-ar trebui să fie admis, dar sunt și alte aspecte legate de candidații pentru funcția de deputat. Averile nejustificate, care pot fi verificate parțial, doar în situația în care ei au fost în trecut deputați și au depus în trecut declarații de avere. Ori candidații noi depun un fel de formă la Comisia Electorală Centrală, dar scopul acestor informații este restrâns, mult mai restrâns decât în cazul unei declarații de avere și interese care este stabilită prin lege. Deci iarăși este o întrebare la nivel de cum noi tratăm aspectul candidaților, în cazul dat vorbind despre alegerile parlamentare. Ori verificarea anterioară este absolut esențială. Desigur, o să fie tot felul de contraziceri în spațiu public, ar putea să apară că avem dreptul la de a alege și de a fi ales, este un drept constituțional. Este prezumția nevinovăției. Este și prezumția nevinovăției, sunt multe aspecte. Însă, totuși, în cazul dat, noi putem găsi o soluție de compromis între drepturile concurente fundamentale, după cum am menționat, dreptul de a alege și de a fi ales, și, pe de altă parte, dreptul întregii societăți la o societate democratică și integră. Și? În cazul dat, lucrul nostru, ca formatori de politici publice, ar trebui să se concentreze pe îmbunătățirea cadrului nostru. Bine, și eu de când cunosc IPRE, cu asta și se ocupă. Corect. Sugerează, trimite, face studii, le pune pe masa celor care trebuie să le ia în calcul. Dar situația se schimbă foarte greu, în bine. În genere, lucrurile se schimbă, asta este regula generală, se schimbă mai greu decât noi ne-am dorit. Doi la mână, poziția noastră este de participanți activi, dar din partea societății civile. Deci nu suntem decidenți politici. Iar decidenții politici, la rândul său, ar putea să nu fie tocmai cointeresați să preia soluțiile pe care noi le propunem. Noi niciodată nu am opinat cu ideea că soluțiile pe care le propunem sunt panacee. Nu, e nevoie de un proces de discuție amplu pentru a ajunge la o soluție, dar cel puțin existența acestei discuții și buna credință și intenția sinceră de a îmbunătăți lucrurile ar trebui să existe. Ceea ce a fost pentru IPRE ultimii un an și jumătate a fost mai mult stare de baricadă, pentru că noi am tot reacționat la diverse inițiative, am adus argumente și pentru diverse sesizări la Curtea Constituțională, problemele cu care s-au confruntat societatea în perioada de pandemie, diverse inițiative inclusiv de ratificare anumitor tratate, fără ca acestea să fie la început verificate. Au fost luate în calcul aceste studii pe care le-ați făcut? Eu cred că cel puțin unii dintre actori au considerat atent argumentele pe care noi le-am adus,
Trebuie să recunoaștem, Curtea Constituțională a fost unul dintre principalii destinatari ai opiniilor noastre pe parcursul ultimilor un an și jumătate. Și ne bucurăm că Curtea Constituțională în mare parte a luat decizii care preiau sau sunt în aceeași direcție cu ideile pe care noi le-am prezentat în opiniile noastre. Există șanse ca în următorul Parlament să ajungă 101 deputați despre care societatea să spună că sunt persoane integre? Parlamentul în general este o oglindă a societății. Până la urmă, diversitatea trebuie respectată, ori de altfel partidele politice riscă să nu atragă maximum posibil de voturi în circumstanțele în care ei se află. Să garantăm 101 deputații integre, cred că este complicat. Pentru că opinia publică este manipulată de atât de informații false, cât și de tot felul de acțiuni, schimbarea realității, deformarea ei, deci prezentarea dintr-un anumit punct de vedere. Și asta e foarte periculos în contextul nostru, în special în cazul în care și mass media este utilizat. Dar nu este necesar să avem 101 deputați integri. Este suficient să fie cel puțin 60. Pentru că asta... 60 care să formeze o majoritate. Corect. În cazul dat, noi cel puțin putem vorbi despre o majoritate care să ia deciziile atât de necesare societății. Schimbările pe cadrul legislativ și promovarea în continuare a acestor valori de integritate. Dar dumneavoastră le puteți spune celor care ne urmăresc de ce legislativul nu se bucură de încrederea cetățenilor? Pentru că membrii acestuia, cel puțin în legislativele anterioare, nu s-au bucurat de mare integritate. Pentru că personalități, nu vorbesc evident de toți, dar vorbesc de o bună parte, chiar o majoritate a deputaților, a fost învăluită în tot tipul de scandaluri și suspiciuni de lipsă de integritate. Mai mult, informațiile din spațiu public vorbesc despre implicarea și în crimă organizată, ceea ce este grav pentru societatea noastră. Evident, acestea nu sunt demonstrate și trebuie să respectăm principiile noastre fundamentale, cum ar fi prezumția nevinovăției, însă suspiciunile planează și informațiile vin nu doar din Moldova, ele vin din afară, care sunt susținute și cu argumente și cu probe, ceea ce confirmă doar faptul că situația este gravă la nivel de integritatea decidenților din această țară. Lăsați să se înțeleagă că totuși reforma justiției ar fi cea care ar putea să aducă primele roade când e vorba despre integritate? Reforma justiției este cheia, de fapt, pentru că noi nu putem să mai valorificăm din alte beneficii, din alte sectoare, decât am valorificat până în prezent. Ceea ce se întâmplă la nivel de acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător este exportul în principal a produselor de valoare mică sau randament mic de profitabilitate, produse primare. Nimeni nu dorește să investească într-o țară, chiar și cu naționali de-ai noștri, care presupune un proces mai complex de producere, pentru că nu sunt sigur că dreptul lor de proprietate va fi garantat. Iar pentru ca acesta să fie garantat, avem nevoie de o justiție independentă. Profesionistă, desigur, în afară de asta, independența fiind cuplată și de cerința de integritate. Deci calitatea vieții cetățenilor nu poate progresa în continuare dacă noi nu rezolvăm această problemă. Apropo, de la Bruxelles a venit o veste îmbucurătoare că Uniunea Europeană oferă 600 milioane de euro Republicii Moldova pentru a continua implementarea reformelor. Da, este într-adevăr o veste bună. Ea este condiționată de o serie de progrese, în principal și în primul rând, fiind vorba despre sectorul justiției. Mesajul Bruxelles este foarte direct. În momentul în care este dorința și voința necesară
pentru a reforma și a transforma justiția în una independentă și profesionistă și integră, evident, există resurse disponibile în acest sens. Evident că o reformă nu poate fi efectuată doar cu cadrul pe care îl avem la dispoziție. Asta necesită și investiții în infrastructură sau investiții în resurs uman, cu siguranță. Dar iată că aceste fonduri sunt declarate ca fiind disponibile. Și forme de valorificare a acestor fonduri sunt foarte diverse, inclusiv cu resurse directe transferate în bugetul țării. Nu vorbim doar despre asistență sub formă de consultanță sau achiziții de echipament. Nemijlocit, dacă noi avem suficiente capacități să valorificăm de sine stătător și respectând cerințele impuse de UE pe achiziții publice, pe valoarea cea mai bună a resurselor puse în funcțiune, noi putem valorifica aceste fonduri de cel mai probabil se așteaptă investirea unui guvern în urma rezultatelor alegerilor parlamentare din 11 iulie. Acel guvern să manifeste voință politică. Voința politică trebuie să o aibă și din partea legislativului și doar după ce se termină campania electorală va fi clar ce partener va avea Uniunea Europeană la Chișinău ca să poată să continue ceea ce s-a început, adică reforme în multe sectoare ale Republicii Moldova, dar care sunt cerute reformele, dar și sprijinite pentru a avea și finalitate. Cu siguranță, legătura este foarte strânsă și directă între ce viitor ne așteaptă și ce decizie și acțiune o să întreprindem pe data de 11 iulie. Mai ales că turul 2 nu este. Și asta ar trebui să fie transmis la cât mai mulți conaționali de-a noștri, indiferent de faptul sunt ei aici pe loc sau se află în afara țării. Înțeleg că sunt și alte aspecte recente, dezbătute pe larg în spațiu public, cum ar fi numărul de secții de votare, care ar putea să îngrădească un drept fundamental, cum ar fi dreptul de a alege. Însă, suntem într-un proces care încă nu s-a finalizat. Decizia CEC a fost contestată la Curtea de Apel Chișinău. Sunt mai mulți actori care au contestat această hotărâre a CEC-ului. Să vedem care o să fie finalitatea. Dar, cu siguranță, trei criterii legate de numărul de cetățeni care au participat la ultimele alegeri, numărul de cetățeni care s-au înregistrat preliminar, dar și anumite informații privind la numărul de cetățeni care ar putea să rezide pe teritoriul altor state, nu au fost luate în considerare de Comisia Electorală Centrală, păstrând același număr de secții de vot, ceea ce este o decizie controversată, cel puțin, întrucât nu s-a bazat pe argumente. Au fost mai multe grade de luare, de disconsiderare. Deci, nici un număr mai mare, în două etape, propus de diferiți actori, dar nici ajustarea chiar a numărului existent de secții de vot în locurile unde sunt cerințe mai mari. Așteptăm deznodământul. Curtea de apel urmează să se pronunțe joi pe marginea acestui subiect. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Și eu vă mulțumesc.